Bună seara, dragi prieteni! Sunt Doru George Pascal și vă invit la o nouă ediție emisiunii Lumea în care trăim. Toată viața mea a fost un hazard. Am dat cu banul ca să decid dacă dau sau nu la teatru. Am tras la bilețele dacă să mă angajez sau nu la teatrul din Brăila. Am aruncat cu cuțitul în ușă să văd dacă se înfige, deci dacă mă căsătoresc cu soția mea, spunea actorul Valentin Urițescu la vârsta de 75 de ani. În această seară vom discuta despre cel care a fost și rămâne în inimile noastre, actorul, dar și scriitorul, de ce nu, Valentin Nicolae Urițescu. Invitatul meu din această seară este scriitorul Constantin Horbovan. Bună seara, Constantin, bine ai venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Ne pare la toți rău că s-a săvârșit din viață un om simplu. Aș parafraza un titlu al lui Nicolae Iorga, Oameni care au fost. Și l-aș introduce într-un alt registru pe acest actor, om simplu, un om deschis, jovial și optimist și pesimist totodată, dar un nume care a rămas atât în film, cât și în televiziune, cât și în teatru românesc. Să vedem pentru început cine a fost Valentin Urițescu. Păi am notat aici câteva idei bine furate de la alții și care mi-au plăcut. De exemplu, cineva spune că Valentin Urițescu a fost un chip, un glas, un mod inconfundabil de interpretare. Altcineva spune că a fost un actor complet, un observator atent, nu numai al vieții în general, dar ci și al propriilor trăiri. Tranșant, în cel mai bun înțeles al cuvântului, cu o prestație reproșabilă atât pe scenă cât și în filmele care l-au consacrat. Nu s-a ferit să-și analizeze obiectiv propria viață. Altruist, sincer, cu experiență de peste 50 de ani în teatru și film. În mare, acesta a fost Valentin Urițescu. Cei care au urmărit filme de ale lui Valentin în care joacă Valentin Urițescu au putut poate constata că poate pe aici, pe undeva, rolurile lui nu au fost din cele principale. Dar jocul în rolul respectiv a fost perfect. Chiar dacă nu a fost un rol principal. Păi trebuie să ne gândim la faptul că într-un film, într-o piesă de teatru, nu pot avea toți rolul principal sau roluri principale. Poate și nici nu a plăcut să fie în rolul principal. Poate nici nu a plăcut. El și îmi pare rău pentru el și pentru cariera lui, fiind bolnav de acea boală incurabilă de la 33 de ani, cred că a pierdut multe, pentru că mulți regizori cred că s-au ferit să-l bage în roluri principale, el având probleme de sănătate sau putea să aibă probleme de sănătate în orice moment. El a fost omul care, părerea mea, putea să dea mai mult pe scenă, pe scândura aceea și în filme. Nu a dat din cauza bolii. Este părerea mea, poate mă înșel. Alții au ajuns, mă uitam acum când treceam peste articole referitoare la Valentin Urițescu, mă uitam la alți actori de-ai noștri care au murit tineri și n-au reușit să dea întreaga putere, să zic așa, să-și opună în slujba cele de-a șaptea arte. De exemplu, mă uitam la Adrian Pintea. La el mă gândeam și da? Uite, exact, 53 de ani. Mihai Eminescu este un rol principal al lui Adrian Pintea și nu numai acest rol. A mai avut rolul principal. E bine că vorbești de rolurile din film. Eu spun câteva roluri din teatru, pentru că el a fost și un mare actor de teatru. Și uite, de exemplu, în cei 53 de ani a reușit să-l joace pe Ahile pe scenă. Pe Barrymore, pe Romeo, pe Hamlet, pe Henric al IV-lea. Hai să luăm un alt mare actor,
Uite, Ștefan Iordache. Da. 67 de ani. Atât Ștefan Iordache, puteam să fac încă multe roluri înainte. La 67 de ani el deja jucase Hamlet, Richard al III-lea, Titus Andronicus, Barrymore. Ei, oamenii aceștia au avut mai mult noroc decât Valentin Uritescu, pentru că ei s-au stins în ultimii ani venind acea boală, ciroza în cazul lui Adrian Pintea, să spunem. Valentin Uritescu la 33 de ani a avut o frână, dacă se poate spune așa, în calea tuturor activităților sale. Să nu uităm faptul că el înainte de moarte nici nu mai putea vorbi. Așa a fost boala. Și iată că 48 de ani a dus boala pe picioare. A dus-o, da. Și a făcut și actorie. Și a făcut și actorie și de multe ori spunea că urca pe scenă și reușea să învingă boala pe scenă. Deși el mărturisește într-un interviu că atunci când trebuia să intre în scenă, avea o stare care nu știa ce-i cu el și încerca din răsputeri să învingă toate temerile. Spuneai că e opinia ta cea legată de faptul că boala nu i-a dat voie să aibă acces la roluri principale. Acest sindrom extrapiramidal asemănător oarecum cu Parkinson, nu? Da. Din aceeași familie, poate să declanșeze și la emoții. Să așa nu uităm este. Că un așa actor, este. Când joacă un rol, intră într-o multitudine de emoții, pentru că trebuie să intre în pielea personajului. Așa este. Și atunci emoțiile astea pot să declanșeze acea acțiune a bolii de care chiar nu are nevoie în momentele respective și care pot aduce insuccesul sau blocarea de a intra în scenă. Sigur, dacă nu, dar poate fi mai rău, poate să moară pe scenă. Absolut. Și atunci, pentru a se feri de așa ceva, cred că au preferat mulți regizori să-l țină în roluri mai mici, el având valoare, așa, îi dădea acelui rol, mititel, îi dădea valoare și așa se face că în multe piese apariția lui însemna ceva. El fiind un talent nativ. Din cauza asta, tot cum mărturisește Valentin Uritescu, nu s-a bucurat niciodată de succes. Nu și-a dorit să se bucure de succes. Pentru că poți la un moment dat să cazi. Și zicea că e mai greu să ții succesul decât să-l ai, să-l continui. Și asta este un lucru minunat în gândirea unui actor. Dar tot această gândire izvora și avea izvorul în suferința lui. Bine, asta spune el. El a avut succes. Lumini și umbre, acel rol. Jos, Pălărea, foarte frumos, 7 frați. După aia a preluat de Serge Nicolaescu, Noi cei din linia întâi. A avut succes. Eu vreau să mai spun încă o treabă. Mulți au zis că Valentin Uritescu este un actor de comedie. A fost un actor nu numai de comedie și de dramă. La Piatra Neamț, când a primit acel rol al frizerului, când 10 oameni închiși într-o pivniță, unul dintre ei să fie omorât până la primul cântat al cocoșului, el joacă rolul unui frizer. Ei, acolo atât de frumos a jucat încât ceilalți din jur au rămas uimiți de potențialul lui dramatic. Și acolo el a dat adevărata lui valoare, pentru că el a fost numai ăla pe care îl știm, șugubăț și nu știu ce, el a fost și un... De cum a fost și Chaplin, că dacă stăm și ne uităm la filmul lui Chaplin, oftez la unele secvențe, pentru că sunt dramatice. Și noi râdeam, și că erau comediști, dar erau dramatice. Așa a fost. Valentin Uritescu a rămas, până chiar și el a rămas încântat de acel rol făcut până la primul cântat al Cocoșului, din piesa aia la Piatra Neamț.
Da, pentru că am ajuns în zona asta, am putea sublinia faptul că în patru teatre a jucat Valentin Ulițescu. A început la Maria Filote din Brăila, apoi Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, după care Teatrul Bulandra și în sfârșit Teatrul Național Ile Caragiale din București. Ei, când a plecat din Piatra Neamț ca să ajungă în București, de 4 ore a trebuit să dea examen ca să intre și a căzut la balotaj. Balotajul însemna buletinul de București. Și locuință și mai multe, da. Erau mai multe acolo. Și el face trimitere la filmul care joacă Mircea Diaconu, Buletin de București, în care spunea realitatea. Deci păi dacă, da, nu aveai, este, da. Dacă nu aveai acele vremuri Buletin de București, nu puteai să intri în comunitate. A fost un, film la care cei de astăzi poate, eu știu, nu-l înțeleg, dar pe care noi erau oraș închis. Foarte bine. Declarat oraș închis. Păi și eu când am venit în Suceava era oraș închis. Am avut noroc că m-a adoptat o familie, știi? Și mi-a făcut nu mutație, mi-am făcut flotant întâi și după aia, ca să pot cumpăra apartament, mi-am făcut mutație. Da, da. Așa de pe încredere mi-au făcut, știi? Iar în București, doar dacă te căsătoreai cu cineva din București, puteai să obții ulterior serviciu și așa mai Buletin de București. Buletin de București, exact. Ei, acolo apare primul lui înger păzitor, Liviu Ciulei. A avut 2 îngeri păzitori. Liviu Ciulei, care a înlesnit, l-a văzut atunci la balotaj și a spus nu, pe acest om îl vrem. Frumos a fost că el făcea niște filmări în zona Piatra Neamț cu Andrei Blair, dacă nu mă înșel, și la un moment dat Blair spune, dar tu nu trebuia să fii la examen la Bulandra. Ba da, dar dacă avem filmări. Era un tip și parolist și de toate. Și Blair a spus, ia o mașină și fugi repede. Și când a ajuns la București, mai era un singur candidat care trebuia să intre. Sora lui Zamfirescu, dacă mi-amintesc bine. Florin Zamfirescu, da. Da, cred că da. Și i-a zis, intră tu înainte. Și a intrat el înainte. Și a prezentat în cel mai mod firesc, copilăresc, dacă se posibil. Poate spune așa, posibil, melc, melc, codobel, ca lui Barbă. Da, da. Doamne, și a coborât Liviu Ciulei de acolo, a venit lângă el. Dar n-a fost o poezie recitată, a fost... Nu, a fost interpretată. Cu interpretare, da, personală. În care la un moment dat se răstea la melc, făcea, da. Drăgea, da, așa este. Și a venit lângă el și a zis, la 1 ianuarie, aici ne întâlnim la Bulandra. Hai să vorbim puțin de celebrul serial Lumini și Umbre, în care apare și Valentin Ulițescu, un roman cinematografic lucrat în 3 ani, 1979-1982. Un serial cu 52 de scenarii, Titus Popovici, semnatar. Și bine primit. Foarte și Blair bine. Și Popovici. La regie. Popovici la scenariu. Regia filmului. Distribuție, Gheorghe Dinică, Mitică Popescu, Ion Besoiu, George Motoi, Ilarion Cioban, Margareta Pogonată, Adrian Pintea, Florin Călinescu. O pleiadă întreagă de actori celebri. Și bineînțeles și Valentin Ulițescu. Hai să vedem un fragment din episodul 7 din Lumini și Umbre, un serial care a fost foarte, foarte bine primit, o audiență deosebită, l-am urmărit și noi la cele vremuri. Și rog, regia să ne dea fragmentul. Mineaz a avut șef de frați. Când ai căzut prizonier? Octombrie 41. Odessa. 41? 3 ani? Cam mult. Dar văd că învățați românești, tot ai ales cu ceva și. Da? Ai ură mare pe noi. Ce? Pe noi, pe noi români, ai ură mare. Facem. Suflet țara și popor jos.
suflet harașo, românski papor, pacemu ora? Pacemu? A voi văd că învățați nu numai românești, învățați și sufletul românului. Muiere, muiere la holan. Uite, uite ce mi se întâmplă. Și acum arzi de nerăbdare să dai din nou ochi cu neamțul. Ce te numai? Ce crezi tu? Tu ce crezi? Păi ce să crezi eu? Eu cât fusei pe front și fusei, un gând am avut. Să nu cad prizonier. Я был ранен. Я не могу, понимаешь, я не могу. Понимаешь? Че не могу, че не могу. Затрачу он грунтом кап. Я уйти на ел, вы, брат, офицер. Че ворби. Был ранен. Был ранен. Păi dacă îți trăgeai un grunt în cap, mai aveai ocazia să-i tragi acum neamțului? Ai, de filozof! Ai, Iurea! De filozof! Ai, că scai ochii pe unde fusei! Asta e filozofia! Văd că ți-ai cusut la loc gradile. Gradile, văd că ți-ai cusut la loc. Dar să știi, la voi acum gradile saltă. Ipoleți, fir de aur, durere, mă. Știu? Ce? Ce zici? Aur, ce să zici, ce-am zis? Păi zisei că de la Stalingrad încoace. Așa? S-au schimbat gradile. Ostaș? Da. Militar? Da, da. Na. Militar de profesie, de profesie. Net. E ucitel. Profesor. Da, un serial remarcabil. Un serial care chiar îl promovăm de a fi urmărit sau reurmărit, pentru că merită. Artiști foarte buni, roluri foarte, foarte bine jucate. Și mulți artiști buni. Cei mai buni artiști au participat în perioada aceea, 52-53 de episoade, nu? Cam 52 așa. De scenarii, episoade, da. Da. Așa este. S-a născut în Comuna Vinerea, din județul Alba, un ardelean focos. Foarte, foarte bun. În general, ardelenii sunt calmi și buni. Și în declarațiile sale spune că copilăria sa a fost o adevărată sărbătoare și a plăcut foarte mult copilăria. Vedea tot timpul muncile câmpului și admira foarte mult trocul. Se schimbau ouăle cu grâul, cu făina, cu slănina. Totul era o sărbătoare. În fiecare zi era o sărbătoare. Dar sărbătoarea era sărbătoare. Duminica la biserică se întâlneau învățătorul cu preotul, cu primarul și puneau satul la cale. Treburile satului, da? Oamenii, cum să zic eu, erau cu zâmbetul pe buze, era altă treabă și s-a stricat totul, așa am înțeles eu, când a venit colectivizarea. Da, în general s-a stricat totul. Da. Al doilea lui înger pozitor a fost Octavian Cotescu. Da, Octavian Cotescu era omul care, dacă nu mă înșel, era... Era și profesor la IATC. IATC. Da. Și l-a învățat multe. Doamne, dacă stai și te gândești, am spus-o de mai multe ori. I-a dat și roluri. Dacă stai și analizezi, Octavian Cotescu are vocea moldovenească, nu știu cum, iar ăsta are aia ardelenească, parcă ar fi doi moldoveni sau doi ardeleni amândoi, știi? Da. Dar interesant, aici am numit și umbre, în episodul 7, la un moment dat spune Fusei. Fusei este în graiul oltenesc. Da. Așa era în scenar. Un oltean cu un soldat rus. Da. El a învățat multe de la Octavian Cotescu, numai că era în perioada aia anilor 81-82, când Octavian Cotescu deja era bolnav și mai greu, cum să zic eu, cu omul bolnav, după aia mai puțin
reușești. E mai absent din activități. Așa este. Un alt film, Noi cei din linia întâi, în 1985, turnat de Sergiu Nicolaescu, unde joacă și Sergiu Nicolaescu, printre alți actori, o distribuție remarcabilă și aici Ștefan Iordache, Mircea Albulescu, Emil Hosu, Vladimir Găitan, Vasile Muraru, Silviu Stănculescu. Citind distribuția, niciunul nu mai este în viață. Și a fost să fie Vasile Muraru, este. Da, excepție, scuză-mă. Da. Și cred că mai sunt, dar... Da, ai dreptate. Dar noi i-am băgat pe toți. Da. Fine, un alt film drăguț și tot șapte frați, tot sergentul șapte frați și aceeași atitudine, aceeași... Sergiu Nicolaescu a văzut că... Valentina a avut succes în rolul din Lumini și Umbre și a zis, hai să continuăm. Și până n-a făcut rău și filmul a fost un film destul de bine realizat și bine primit. Mi-amintesc că l-am văzut atunci de două ori. Hai să vedem un fragment emoționant din Noi cei din linia întâi, al lui Sergiu Nicolaescu, realizat în 1985, după un scenariu semnat tot de Titus Popovici. Și rog regia să ne ajute cu fragmentul din Noi cei din linia întâi. Șapte frați vrea să spună și el câteva cuvinte. Să vorbească numai el. Filozofii, adică aia care pe vremuri aveau funcția să gândească, ziceau ei așa, că viața omului este legată cu ața. Raportez, nu știau ce spun. Ei nu l-au cunoscut pe domn locotenent Onea. Viața lui a fost legată de al nostru trei culori. Iar voi, băieții din Plutonul 2, să țineți minte câte zile o-ți avea. Multe, puține, că nici pe timp de pace nu poți să fii sigur, dar minte pe timp de război. Să țineți minte, Vordon, că domn locotenent Tonea a murit strigând înainte, în timp ce el însuși era în frunte. Nu striga înainte așa cum fac alții. De la adăpost, nu plânge, mă, Petcule, să plângi când nu te-ai vedea eu. Să-i fie țărâna ușoară. Că pentru țărâna asta românească și-a dat el viața. Aici are un rol emoționant, se poate spune, și legat de boala sa, e foarte, foarte transpus în emoție. Și are dreptate, e ușor să spui înainte când stai undeva în spate la adăpost și e ușor să spui înainte când ești cu pistolul în mână și ești în frunte. De ce aia de pe vremuri, Mircea, Ștefan erau, sau Mihai Viteazul, erau iubiți de oșteni? Pentru că erau în frunte. Ăștia de astăzi stau prin cazemate, dau ordine. Așa este. Mor militare. Ei de multe ori și petrec. Acțiunea filmului se petrece pe fronturile din Transilvania, Ungaria și Ceoslovacia. Iar în timpul filmărilor, o parte din ele s-au realizat și în incinta fostei mănăstiri Văcărești, unde s-au produs, din păcate, niște stricăciuni la filmări. Am înțeles că e involuntare totuși. Involuntare, iar crucea ctitorului Constantin Mavrocordat a fost fracturată de la o explozie falsă. Luăm o scurtă pauză publicitară și revenim în studio. Publicitate.